Având în vedere că începând de mâine, județul Mehedinți se va afla sub avertizare tip cod portocaliu de caniculă, se iau măsuri pentru a întâmpina eventualele incidente cauzate de căldura excesivă. Astfel, în drobeta Turnu Severin, autoritățile locale au reactivat cele 11 puncte de prim ajutor deschise în fiecare vară. Fiecare punct este dotat cu instalație de climatizare și dozatoare cu apă plată, iar cetățenii care se află prin preajmă se pot hidrata și răcori în perioada codurilor galben și portocaliu de caniculă. De asemenea, cei la nevoie vor beneficia și de personal medical de specialitate. Am luat măsurile necesare pentru cele două zile, cred, de cod portocaliu. Eu zic că va fi chiar roșu, din câte înțeleg, sâmbătă vor fi 42 de grade. De mult n-am mai auzit de 42 de grade în Severin, dar suntem pregătiți, da? Da, domnul primar, este tot în regulă, suntem pregătiți, avem apă, sunt 9 puncte de prim ajutor. De mâine și inclusiv sâmbătă vom avea și asistență medicală. Din cauza că sunt aceste călduri, suntem pregătiți cu tot ceea ce este nevoie pentru a veni în ajutorul cetățenilor. Direcția de asistență socială va asigura personalul medical pentru ajutor de specialitate în cazul în care cetățenii resimt o stare generală de rău, li se va acorda. Dar avem asistenți pregătiți. Li se va acorda primul ajutor. De asemenea, noi suntem pregătiți. Avem un cort în care avem aer condiționat. Dar înțeleg că și la celelalte puncte avem aer condiționat. Da, sunt toate condițiile. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, este un om care întotdeauna a sărit în sprijinul comunității pe care o conduce, iar în această perioadă cu temperaturi extrem de ridicate s-au luat măsuri rapide și au fost reactivate punctele de prim ajutor. Deja suntem pregătiți, avem în acest moment 11 puncte de prim ajutor, de mâine o să avem și personal medical. Se anunță două zile extrem de calde, de călduroase pentru municipiul nostru. Înțeleg că sâmbătă sunt peste 40 de grade și eu, alături de personalul medical, îi sfătuiesc pe oameni să iese cât mai puțin din casă în această perioadă, dar dacă sunt probleme importante, noi suntem pregătiți atât la primărie, cât și la Direcția de Asistență Socială, la taxe și impozite. Piețele le avem prinse, autogara. Sunt Târgu Veterani, mai multe locuri în oraș unde avem aceste puncte de prim ajutor cu personal medical, cu apă. În fiecare zi personalul primăriei trece și reîmprăspătează apa și, sau vine și completează dacă mai este cazul. E o perioadă dificilă și parcă din ce în ce mai dificilă pentru orașul nostru, călduri din ce în ce mai mari. Se pare că această schimbare climatică este de actualitate. Important este să ne protejăm și noi de la nivelul primăriei să acordăm oamenilor un prim ajutor în caz de nevoie. Punctele de prim ajutor sunt destinate asigurării unor zone de răcoare dotate cu apă potabilă, cu posibilități ca persoana să se poată întinde pentru o perioadă și de asemenea cu posibilității de măsurare a pulsului și tensiunii arteriale. La nevoie, personalul medico-sanitar al Direcției de Sănătate Publică va contribui și acesta cu asistență medicală, acolo unde punctele de prim ajutor nu sunt amenajate în unități spitalicești. Cetățenii care vin la Direcția de Asistență Socială, vor primi asistență medicală de specialitate, asigurată de către personal specializat, vor primi apă și de asemenea vor putea să stea în cort unde este aer condiționat pe perioada caniculei. Cele 11 puncte de prim ajutor care acoperă toate zonele din oraș sunt la sediul primăriei, sediul Direcției de Taxe și Impozite, Piața Mircea 1, Piața Mircea 2, Autogară, Târgul Veterani, Piața Crihala, Piața Crișan, Ștrandul Schela, Poarta 1, Ștrandul Schela, Poarta 2 și sediul Direcției de Asistență Socială din Drobeta Turnu Severin. Începând de astăzi până duminică, valul de căldură se va intensifica și se vor înregistra valori termice de până la 41 de grade Celsius.